Liderii de sindicat sunt revoltați după ce au aflat că liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a câștigat un contract de 1 milion de euro de la complexul energetic Oltenia, alături de alte 3 societăți. Constantin Crețan afirmă că Vâlceanu a fost tot timpul abonat la contractele din CEO, iar singurul care l-a oprit a fost Laurențiu Ciurel. Gabriel Căldărușe e de părere că investițiile la CEO ar trebui făcute la grupul 5 de la Rovinari și nu în alte părți. Constantin Crețan critică vehement faptul că Vâlceanu a obținut prin cerere de ofertă un contract de 1 milion de euro alături de alte 3 firme de la CEO. Dan Vâlceanu a fost abonat la contracte minerii și energie de-a lungul anilor permanent. O perioadă i-a încetat contractele când a venit Ciurel la conducere, iar după aceea acum, din nou pe intervenția politicului, a primit această lucrare la Roșiuța, lucrare care putea să se facă cu minerii de acolo. Deci, pe rampa și pe lansarea politică și pe influența în complexul energetic al Oltenia, unor oameni care vor funcții de răspundere în complex, se fac aceste ilegalități. Gabriel Căldărușe crede că CEO ar trebui să investească banii în alte proiecte. E vorba de prioritatea investițiilor care ar fi cele mai necesare la ora actuală. Exact cum a spus și dumneavoastră, ținând cont de situația economică a complexului energetic Oltenia. Încă o dată o spun, este nevoie de investiții și consider că prioritatea numărul 1 pentru absolut toți care fac parte din conducere este grupul 5 de la Rovinari. Retehnologizarea grupului 5 de la Rovinari este cea mai arzătoare problemă de la CEO, însă investiția nu a fost aprobată nici până acum.